presubliniere dintele României, Klaus Iohannis, amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru folosirea termenului penal. Tire de ultimor din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Presubliniere dintele României, Klaus Iohannis, a fost amendat cu 2000 de lei pentru ce a folosit termenul de penal în cadrul unei conferințe de presă susținute în luna februarie. 5 din cei 9 membri ai CNCD au fost pentru aplicarea sancțiunii.